Bun găsit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12 aici la Radio Impuls. Eu sunt Cosmin Cernat, Ema! Salutare! E cu noi, cu voi în această duminică. Mulțumesc mult că ai venit înainte de toate. Mulțumesc eu că m-ați chemat iar. Ei, da, dar nu știi că poți să vii când vrei, așa spun eu în această emisiune, poți să vii când vrei tu, când ai tu chef. E drăguț, nu se spune asta prea des, deci. Da, serios, nu, de ce? Știi că îmi place să stăm de vorbă, mi-a plăcut tare mult și data trecută. Hai să pornim discuția de la ce am vorbit înainte. Hai. La aceasta, nu? De, cum spuneai tu că ar fi frumos ca tinerii să stea de vorbă cu oamenii mai în vârstă, să nu ne spunem bătrâni? Nu neapărat asta, ci doar că mi se pare că e o discrepanță foarte mare între legăturile pe care le mai păstrezi și le mai ai constante cu personaje, practic, de vârste diferite. Nu cred că e doar între tineri și bătrâni. Okay. Cred că mai e și copii, de exemplu. Adică să mai stai la poveste, nu Michael Jackson Wise, că tot vorbeam. Dar să nu mai există discrepanța asta atât de mare între legături și cât de mult se păstrează ele cu oamenii de diferite vârste. Dar crezi tu că va dispărea vreodată discrepanța asta? Da, sincer, cred că e posibil. Dar cum anume? Când ne dăm seama că informațiile, și nu cred că e doar la noi, adică cred că și oamenii mai în vârstă și copiii trebuie să-și dea seama că au de fapt de învățat o grămadă de chestii de la practic oricine. Adică dacă un om este bogat și aici lua de la el, de fapt cred că poți lua și prin contraexemplu. Cred că funcționează și invers. Absolut, da. Experiențe și să-ți integrezi niște lucruri pe care le vezi la cineva, cred că nu contează, nu are legătură cu vârsta. Și atunci mi se pare păcat. Dar oamenii mai au răbdare să asculte, pentru că dacă mă uit în jur, mi se pare ceva, nu știu, rar. Adică, nu știu, mi se pare că oamenii sunt preocupați de cu totul și cu totul altceva, nu despre a asculta, cum frumos ai spus. Nu știu, că nu-mi dau seama. Asta nu, mi-e greu să-mi dau seama cum sunt oamenii acum sau cum erau ei la un moment dat. Stai așa într-o bulă ta din care nu ieși? Nu știu dacă sunt într-o bulă, real. Am prieteni și legături cu oameni din toate zonele, cumva. Asta e minunat. Și cred că vine și din ce dai, adică cât interes arăt eu spre un om cu care ajung să stau la o discuție sau la o poveste într-o zi oarecare, poate. Deci ție îți place și îți faci și timp să asculți? Câteodată deloc. Adică de asta zic că nu știu dacă e ceva permanent și valabil constant. Cred că astea sunt lucruri care se schimbă, dar zic că mi-ar plăcea să nu mai existe discrepanța asta. Da, atât frumos de începul strașnică, de emisiune, știi? Da, e chiar da, că e strașnică. Da. Tu ai un vocabular elevat așa și, mă rog, bogat. Mulțumesc, nu știu. Spun eu că da, poți să le spun înainte să dau o melodie ce ai în gentuța ta sau poți să le spun oamenilor sau ce am văzut în gentuța ta? Bineînțeles, un pistol. Bine, în nu. În cazul care nu. Nu e un pistol. Bine, dăm melodia un și după aia pistol. Îmi spui după aia dacă pot să zic sau nu. Că nu spun dacă nu am acordul tău, cum știi foarte bine că nu vorbesc decât despre ce vrei tu în această emisiune. Bun, să cânte muzica, ne întoarcem imediat. Ema e cu noi, cu voi în această duminică. Ne-am întors, prieteni, invitatul de 12 la ora 12 la Radio Impuls. Ema e cu voi. Nu discutăm despre ce e în gentuță, da? Ce car cu tine, da? Facem un light motiv, știi, bă, da, oare ce are în gentuță? Ce o avea? Cu ce o fi venit la emisiune? Bun, am vorbit de ascultat. Spuneai că uneori ai timp, uneori n-ai timp. Atunci când ai timp și n-asculți, ce mai faci? Ce-ți place să faci? Timp este. Aș face așa o mică paranteză. Timp este, doar că nu e neapărat organizat eficient, cred. Okay. Și asta e o problemă pe care ne întoarcem mai timp. De ce zici că asta de organizat? Că nu, în primul rând, punctualitatea e precară rău. Dar astăzi n-ai întârziat. Și mă pierd prea repede în moment și... Mă fură momentul. Îmi place, adică mai spun câte o glumă de genul ăsta, mă rog, îmi place mult când râzi, știi? Păi ce să facem, măcar atâta.
Așa a început. Viața oricum e grea, hai să râdem. Să râdem, dar chiar râzi zi de zi așa? Cred că da. Asta e bine. Cred că da. Asta e bine. Deci nu mi-ai zis ce faci în timp, când ai timp. Doar când dorm. Cred că în somn nu se râde. Deci știi că sunt bebelușii care râd. Nu știu dacă, mă rog, eu am 3 copii și râdeau în somn. Mi se părea atât de frumos. Râdeau des? Nu des, dar i-am prins râzând, știi? Seamnă că erau niște copii și, sau sunt niște copii fericiți. Ei, acum mai crescut. Acum mai râd da, da, nu cred, nu. Avem alte, mă rog, direcții și discrepanțe, ca să zic așa, care sunt naturale, sunt firești până la urmă. Zim ce ai mai făcut de când nu ne-am mai văzut, știi că na, eu intru, mai văd, mai citesc, mai așa, mai... Vai de mine. O grămadă, nu mai știu. Nu mai știu în primul rând când ne-am văzut ultima dată. Nici eu, că tot fac niște eforturi. Te-am întrebat și pe tine, tu te-ai uitat lung la mine, eu lung în ochii tăi și am ajuns la concluzia că nu știu. Că nu se mai știe, da. Măi, nu știu, am senzația că în cel puțin ultimii 2 ani pentru mine am avut senzația că au fost 3 ani într-un singur an. De ce spui asta? Adică se întâmplă foarte multe lucruri. Mm-hmm. Inclusiv, nu știu, eu... în plan personal și în zona mea intimă, cu toate lucrurile pe care le fac acolo, de la, nu știu, joacă în toate direcțiile, mă joc cu instrumente, scriu, citesc, merg în locuri cu oamenii cu care îmi place să merg în locuri, apoi lansări, care sunt na, partea profesională și concerte și tot ce a mai fost. E multă activitate și din cauza că e multă activitate mereu e am prea senzația multă că... pentru tine? Nu. Nu e prea multă, prea multă nu cred că am ajuns vreo, adică n-am pățit să zic, băi, nu, asta deja depășește, nu e așa. Uh-huh. E mult pentru un om dezorganizat, da. Ea nu e multă. Deci, mă rog, hai să nu facem din faptul că ești dezorganizată ba, trebuie. Un light motiv ba, da, acestei emisiuni. Eu ce? Cred că e foarte important, pentru că oamenii trebuie să știe real că nu sunt un om serios, din punctul ăsta de vedere. Nu trebuie să, nu, eu cred că e foarte important să știe ce e bine, dar trebuie să știe și ce nu e bine. Prezentăm paleta întreagă de la început. Deci crezi în imaginea asta real, da? Nu în imaginea... Cât se poate, cel puțin. Cât se poate. Da, am înțeles. Dar nu prea te deschizi, nu prea îți place să vorbești despre lucruri, despre tine, nu? Depinde de întrebări. Așa eu de la sine, da, mi-e greu să zic că sunt așa și sunt așa, că sunt, adică am senzația că nu e... Sunt lucruri care se schimbă constant. Asta nu te întreb. Vorbeai de, mă rog, o comprimare a timpului, dacă vrei, da? Da. Că spune că ai trăit foarte mult, te-ai schimbat, te-ai transformat atât de mult în acești ani? Nu cred. Cred că am adăugat niște lucruri, niște dorințe, poate, niște scopuri, ca să zic așa. Îmi propun să fiu mai... Mi-ar plăcea să... Nu știu, reușesc să fac lucrurile mai bine, să mă trezesc mai devreme. N-am reușit încă, dar e ok. Dar ce e așa? Adică de ce ar trebui să te trezești mai devreme? Dacă așa e, ăsta e felul tău de a fi, eu nu înțeleg. Pentru că la un moment dat, sau cel puțin pe termen lung, îmi dau seama că încurcă. Într-un fel sau altul încurcă. Pentru că în momentul în care te trezești, trebuie să te apuci instant de treabă și e frumos să ai momentul ăla în care să îți iei cafeaua de dimineață, să citești poate ceva, să fie mai relaxant, să nu sare așa direct în haos. Adică, așa faci? Am înțeles. Mă trezesc, alerg repede prin casă și am plecat. Adică, da, eu, de exemplu, sunt cu soția mea de 14 ani. Mă rog, suntem împreună de 14 ani. Mulțumesc frumos. Și ea nu crede, pentru că de când au venit copiii pe lume, eu mă trezesc ca moșnecii, cum zice ea. Adică mă scol la 7. Ea niciodată nu crede că eu eram exact pe dos. Adică eu mă culcam la 4 dimineața, da. Înțelegi? Da. Exact ce spune. Mă trezeam 12:01. Ok, deci se poate. Măi, se poate, dar la mine nu s-a putut decât atunci când a venit Aiana, primul copil. Okay. În momentul ăla, change. Am înțeles. Tot. Deci... Zici că atunci când e să se întâmple, se va întâmpla oricum. Mm-hmm. Ok. Așa că nu te îngrijora. Ok. Da. Mă rog, mai știu și oameni care, deși au copii, tot așa fac, știi? Da? Ok. Se chine, păi mutăm și pe ei după programul nostru. Se chine, o să da, se trezească da. La 12, grădinița n-o să mai existe. Dar fii atentă. N-o să mai existe. Fii atentă, serios, nu. Eu am ajuns odată cu Aiana, era mititică, fata mea cea mare, la ora 13:30 la grădiniță. Am dormit. Amândoi. Am mâncat
copilul, am stat afară 30 de minute, am luat-o și ne-am întors acasă. Ok, frumos. De-aia zic că se poate. Adică și nu... cred că a fost și ea super fericită în ziua respectivă. Bineînțeles. Pentru că ne trezeam extra dimineața, știi? Și că tot ai zis să mai povestești și eu câte ceva despre mine. Poftim, da, da, ai da. Zis, așa mi-ai zis de emisiune, să mai zic și eu câte ceva despre mine. Da, ne trezeam extra dimineața și mai extra pleca. Și eu încep, mă băgam în pat cu copilul și ne culcam. După care am început să mă scol la 7, ca să înțelegi, da? Deci am cam înțeles. Asta e. Deci când se întâmplă, se va întâmpla. Absolut, okay. Nu. Absolut. Deci nu ești, eu nu cred că ești dezorganizată, ca să continuăm pe așa. Da, eu vreau să fiu sinceră și nu pot. Atunci definește, mă zim de asta ce consideri. Nu, e ok, tu? mai bine, haide să... nu, nu trebuie nu. Să dăm tot. Nu dăm, nu. Nu dăm decât ce ai tu chef să dai, că mi-e așa mi se pare normal. Într-un interviu de orice fel. Omul trebuie să spună ce își dorește el. Că nu suntem aici la un, facem jurnalist de investigații, înțeles, să spun. Da, cancan. Adrian, exact. Ce nu vrea să ce nu, despre ce nu vrea să vorbească, fix despre asta să vorbim. Adrian, da, e și Adrian aici, da, să spunem, ca să nu creadă lumea că... Cine? Adrian, salut. El nu se vede. Știu. Da, nici nu e și mai interesant, ce are emangeantă și cine e Adrian. Da, bun, deci avem două, da. Da, bun, hai să dăm o melodie și apoi poate reușim să aflăm ce are Emma în centuță să cânte muzică. Ne-am întors, prieteni, invitatul de 12 la ora 12. E zâmbitoare Emma în continuare. Încă n-am reușit nici pe durata acestei melodii să aflu ce are în centuță. Deci nu spunem ce ai în centuță. Da? Dar ce-ți place să iei cu tine? Așa, când pleci, apropo de pus în gentuță, că acum a venit întrebarea, nu era... Ce iau la mine sau când ce plec? Nu iei? Sau nu știu. A ce nu iau sunt multe lucruri, pentru că mereu le uit, apropo de dezorganizare. Dar încerc să am tot timpul un carnețel la îndemână. Uh-huh. Îmi face plăcere să stau, de exemplu, plecată pe drumuri și să scriu așa romantic. Ca pe vremuri. Mm-hmm. Eram obișnuită când mergeam cu trenul de la Timișoara la acasă, mm-hmm. la Lugoj, da. Sau dacă veneam, mai făceam drumuri spre București, mai lucram mm-hmm. cu oameni de aici și părea că trebuia să ajung din Timișoara în București și luam trenul. Și atunci când luam trenul, exista acest ritual, da, de carnețel, cu carticică, cu tot tacâmul. Și te transpunea așa într-un soi de film autoindus, mm-hmm. în care ta, mirosul era într-un fel mm-hmm. ăla de tren clasic, dar avea un aport așa relevant în procesul de creație, ca să zic. Nu știu de ce te-am întrebat, nu mai știu, era, mi-a venit pornind de la gentuță, că nici mintea mea nu e sănătoasă, cu siguranță, da, știi, la un moment dat citeam și Petre Suța zicea că tot ce am de preț când plec de acasă iau cu mine, chiar dacă plec cu mâna acolo. Și n-am nimic, n-am... Da. Că și de aici mi-a venit întrebarea, ca să înțelegi că nu m-am trist așa all of a sudden, știi, să întreb. Da, înțeleg. Carnețelul ăla l-a văzut cineva? Păi mai avem unul, să mai avem un light mode. Cred că da. Nu ascund neapărat schițele sau... Nu, n-am. Ok. Nu-mi place neapărat să, hei, uite ce, despre ce vorbesc, sau, dar dacă, cred că dacă sunt întrebată, cred că arăt. Nu știu. Da? Păi, nu știu, gândește-te. Nu știu, sigur. Depinde de ce scriu, cred. Dacă scriu ceva ce nu poate fi arătat în momentul respectiv, poate că încerc chiar să fiu mai... Hai să mergem, nu te întreb ce e în carnețel, că mi se pare un lucru, mă rog, deplasat, știi, e o chestiune intimă. Da, nu, că pot și spune asta, adică în general sunt doar gânduri care sunt în momentul respectiv sau am o idee, am prins o idee din zbor și vreau neapărat să stau să dezvolt sau să mă întreb exact care e faza cu ea. Mm-hmm. Adică, ok, care e? Asta urma să întrebi, despre ce-ți place să scrii, știi? Adică, bun, gândurile sunt, dar e clar că doar nu... Mă rog, dacă și citești și la cum vorbești, evident că nu doar aștept niște rânduri pe hârtie. Tot felul. Tot felul, de la cele mai dubioase și mai ciudate chestii la care... Ești așa scriere? Da, sau de cele mai multe ori am senzația că... felul în care scriu sună mai mult a dialog. Mm-hmm. Adică e ca și când aș avea un dialog. Okay. De multe ori sună și a monolog. Băi, uite cum mi se pare că e asta. Sau m-am gândit oare cum o fi așa sau o fi așa.
Și atunci de foarte multe ori pot extrage din șirul ăla de gânduri pe care l-am acolo așternut și pot face piese, de exemplu, dacă sunt subiecte care pot, nu știu, ajuta într-un fel sau altul în versuri. Acum depinde și despre ce, că în general melodiile trebuie să fie puțin mai... Mai cum? Relaxate. Ele trebuie să ajute, nu trebuie să îngreuneze. Crezi asta? Cumva, da. Trebuie să ajute? Da, trebuie să te ajute. Cred că muzica, în general, trebuie să ajute la o descărcare. Nu la a te închesta și mai mult. Dar de sunt melodii care te încarcă. Neapărat te încarcă, dar parcă te încarcă ca să poți tu să te descarci. Nu știu cum să explic asta. E ciudat. Nu m-a lăsat vreodată o piesă în dilemă emoțională, cumva. Niciodată n-am pățit asta. Orice, te referi la muzică în general? În general, da. Am senzația că muzica are acest har terapeutic de a te descărca în orice formă. Chit că e de dans, chit că e de plâns, chit că, nu știu. Dar e ceva vesel pe care sari, o manifestare. Ok, dar nu te face pe tine, te întrebi strict, da? Îți pui niște întrebări? Asta ba, da, cu siguranță. Dar nu mă lasă încărcată cu ceva de descărcat. Te referi strict la ce simți, exact, nu? Da. A, interesant. Deci e o ușurare după ce asculți ceva ce-ți place sau... Dar n-am, de aia spun, nu spun interesant doar de dragul de a spune, știi? N-am privit niciodată din angulația asta, știi? Niciodată. Dar cum e pentru tine muzica? Pentru mine? Tot... Da, am zis că facem schimb. O facem, că oricum în emisiunea asta ți-am zis. De-aia iubesc eu radio și pe cei care îl conduc, că pot să fac în emisiunea asta ce vreau și voi ce vreți. Ceea ce mi se pare minunat. Este. În ziua de azi chiar mi se chiar pare. Este. Deci m-ai întrebat tu pe mine cum văd eu muzica? Da, cum o simți cel puțin? De obicei ascult muzică care îmi place. Eu n-am nicio cultură muzicală, sincer. Okay. Adică sunt... Okay. Afon, dar sunt melodii, te ascultam, sunt melodii care îmi creează emoție profundă și nu neapărat pozitivă. Okay. Dar asta pentru că, probabil, mă duce cu gândul la diverse momente sau situații. Okay. Deci așa e. Și într-un fel e bine, nu? Că nu e pozitivă neapărat. Da, pentru că viața nu e numai... Da, exact. Terminăm cu chestia asta, știi? Un an nou fericit, că aș distruge urarea asta. Ei, nu o să fie. Nu, da. Clar că nu o să fie doar fericit. Dar tot așa, eram cu familia, nu mai știu, acum vreo câțiva ani de zile și vă doresc un an ca oricare altul și am început tot să râdă. Cum adică? Și zic, oameni, nu există un an nou fericit. Există un an în care o să ai nou. Un an nou, da. O să ai fi lucruri nașpa, o să fi lucruri nasoale. Da. Și e normal să fie așa. Da. De-aia zic că nu văd neapărat muzica pe partea asta terapeutică, cel puțin eu, știi? Adică de-aia zic că, da, dacă tu așa o simți, e ok. Este că și tristețea e terapeutică, adică mi se pare foarte important, tristețea în general, cred că e un aspect important, am tot zis asta. Știi mi se pare important să nu vrem să nu mai fim triști. Da, știi ce cred că e important, de fapt? Mi se pare esențial și nimeni nu vorbește despre asta în ziua de astăzi, toată lumea vorbește despre gândim pozitiv. Dar este o câmpenie. Da, exact. Este un fake obosit care este. Da? Acceptarea tristeții. Exact. Acceptarea gândurilor. Și înțelegerea ei. Înțelegerea. Da. Clar. Adică eu cred că oamenii care au cât de cât o liniște, că nu găsești, știi? Sunt cei care învață să trăiască cu tristețea, care nu dispare oricum niciodată. Niciodată, hey, yes, hey guys! Yes, corect. Va fi din ce în ce mai rău! Știu, glumesc! Da, bine. Va fi să dăm niște muzică terapeutică. Aveți, mă, băieți ăștia care faceți pre colegii mei de la Cluj. Băgați niște muzică terapeutică acum, vă rog frumos, și după aceea eu continui discuția cu Emma. Fascinantă și Emma, fascinantă și discuția. Ne întoarcem. Ne-am întors, prieteni, invitatul de 12 de la ora 12. Noi râdem aici, mă rog, bun, am discutat despre efectul terapeutic al muzicii și despre tristețe, știi? Dar nu mai vorbim despre tristețe. Într-o matematică, așa crezi în egalitatea asta de momentele fericite și alea nefericite? Așa, dacă ar fi să... Da, cred că sunt deodată. Adică dacă ar fi să mă uit în mine, că n-aș putea să vorbesc, de fapt, despre altcineva. Normal. Eu cred că sunt tristă constant și veselă constant. Ok. Adică așa mă simt cel puțin din totdeauna. Okay. Dacă ar fi să caut undeva adânc, mereu e o umbră de ceva ce
Nu e neapărat comod sau nu e neapărat... confortabil. Da, exact. Pe de o parte, pe de altă parte, nu sunt persoana în care să aibă probleme neapărat cu anxietatea sau cu depresia. N-aș putea să zic că sunt o persoană care a avut depresie. Cred că sunt momente foarte rele în care, da, nu e deloc bine. Și atunci mă închid o săptămână, două, cât e nevoie. Da, e o formă de apărare. Nu știu dacă e bine neapărat, pentru că nu îmi prea place să mă întâlnesc cu oameni sau cu prieteni atunci când nu mă simt neapărat cel mai bine. Îmi place foarte mult să stau în spațiul ăla și să consum tot ce e de consumat cumva. Dar n-aș putea să zic că sunt un om depresiv. Și atunci, da, cred că sunt deodată, în general. Mereu e ceva ce apasă și mereu e ceva pentru care să te bucuri și atunci, da. Da, corect. E. Puțin depinde, general, dar cred că da, așa depinde e. Cum privești, apropo de... Eu am fost pasionat de matematică și cred că ea e în toate, știi? Inclusiv în artă, inclusiv în... Este. Așa văd eu, știi, apropo de... Da, mă gândeam, știi, la matematica asta, ea există, numai că noi nu o vedem, știi? Ziceau bătrânii simplu, mamă, cu bune și cu rele, știi? Exact, da. Adică noi exact. Tot complicăm, știi, da, ne da. Ducem. Cum facem să nu mai fie așa? Exact, cum în facem interior, să mai... facem da, da, da. 7 introspecții și după care... Exact, manifestăm. Da. Gânduri pozitive. Da, gestionarea emoțiilor, da. Știi, că eu de multe ori, știi, mă întorc în perioada aia când bătrânii săraci nu citesc niciun rând de psihologie. Da. Și ei... Bine, nu zic că nu e bine, adică psihologia aduce o grămadă de chestii, cum să zic, pertinente și care ajută, dar cred că până într-un punct tot ce înseamnă în partea asta de dezvoltare personală și gândește pozitiv pentru că va fi pozitiv, depinde, da, e important să gândim pozitiv, dar depinde care e intenția. Exact. Că, da, dacă intenția e să nu mai fie niciodată nimic rău, ei... Nu cred că e corect, da, da. Da. Eu nu zic că nu e bună, exact ce zici și tu, știi, dar e a little bit too much, știi, e complicat, da. tot e complicat în ziua de timpul. Adică, până și de la ce mâncăm, cum mâncăm, când ne culcăm, da. Cum ne organizăm. Da, da, da. Pentru Dumnezeu, adică avem o viață și noi ne bucurăm, da, dacă toată ziua am creierul ocupat. Și e mai fluidă un pic, da. Da, am creierul ocupat cu toate chestiile astea și după aia te întreb ce am făcut azi, știi? Da. Da, mă rog, tu ai carnețelul ăla. Eu. Și atunci, mă rog. Da, așa e, chiar am. Da, eu o să-mi iau și eu un carnețel. Nu știu, dar ajută. N-am răbdare să scriu. Știu că ajută, dar n-am răbdare să scriu. M-am apucat odată. Când l-am recitit. Mai ai? Nu, l-am aruncat. Ok. Asta ca data viitoare, să nu zic că aduc carnețelul și facem comparație în fiecare cu carnețelul lui. Nu, am, dar îți pot spune tot felul de lucruri pe care le-am scris acolo. Adică știu ce am scris, okay. Dar nu mi-a plăcut și l-am aruncat. Okay. Ca să fiu sincer. Bun, să mai dăm o melodie, timpul zboară, timpul trece, cum zic eu aici, cântă muzica din nou și apoi ne pregătim încet, încet, nu să ne luăm la revedere, că este un clișeu, dar ne pregătim să ne luăm la revedere, era pe vremuri, la radio sau la TV. Bun, să cânte muzica. Ne-am întors, prieteni, invitatul de 12 la ora 12. Ema, carnețelul ei, gentuța ei, bucățele din viața ei în această emisiune. Sinceră, ca de obicei, ai povestit despre toate. Mă rog, cel puțin asta e senzația mea. E vreo întrebare pe care ai vrea să-ți o pui tu ție, apropo de ce discutam iarăși înainte de emisiune. De ce am eu un căpuțul meu? Sau e o întrebare pe care, nu știu, ai vrea să ți-o adresezi? Mă gândesc. Păi da, de-aia vorbesc eu așa, ca să înțeleg da. Oamenii de ce vorbesc eu, ca să ai tu timp de gândire. Cum te împaci cu ceea ce nu poți controla? Bună întrebare. E bună întrebare. Da. Fiindcă nu știu să-mi răspund. Adică am întrebarea, n-am răspuns. S-ar putea să-ți fie de folos să stai de vorbă cu câțiva jucători sau jucătoare de tenis. Ok. Adică vorbesc, mă rog, de top. Ok. Pentru de ce că... de tenis și de ce... Păi asta e, poate să fie și alte sporturi, dar asta mi-a venit primul în minte, știi? Okay. Pentru că sunt lucruri care nu pot fi controlate. Într-un match? Sau în general? Da. Da, okay. Da. Okay. Ok, hai să ne închipuim... Sunt curioasă totuși de ce ai ales sportive, adică e important.
Pentru că acolo, mă rog, te lupți zi de zi tu cu tine. Și e pe față. Adică nu mai e... Okay. Nu mai poți să o dai pe după viși, știi? Cam okay. Aici. E o poveste foarte interesantă. Dumnezeu să ierte, Ivan Pațaichin era antrenor. Okay. Da? Nu... și, mă știu, erau mondiale, cred că. Și acolo e așa. Dacă câștigi seriile de calificare, da? Obții un culoar bun, da? Pe apă. Da. Obții un culoar bun care te ajută. Da? Să pleci. Da. De culoarul, să zicem, 3 sau 4, că sunt 6 culoare. El a calculat totul în așa fel încât să obțină culoarul ăla bun. În ziua finalei, bătea vântul ca la Balamuc și erau valuri. Deci era... Era mai bine să fii pe alt culoar, pe unul de la margine. Okay. Și săracii copii au pierdut medalia. Din cauza asta. Din cauza asta. Rău. Da, și Ivan, când a venit acasă, Dumnezeu să-l ierte, marele nostru canoist, a venit acasă și a explicat în conferința de presă, și asta a spus. Sunt niște lucruri pe care nu pot să le controlez. Am putut să fac asta, dar asta nu pot să controlez. Asta nu pot controla, da. Ceea ce deși a încercat să o controleze. Da, omul și-a făcut tactică, da. Îți dai seama, nu te gândești că în ziua aia vine. De, atenție, acolo există starea vremii, știi, da, cât de cât, că se uită pe weather multă vreme. Da, da. De când pleacă de acasă. Da. Nu te gândi că e la întâmplare nici aia. Atunci a venit ceva de sus și s-a schimbat. Da, înțeleg. Dar tot nu avem răspunsul cum. Păi nu poți. Nu poți. Nu poți, trebuie să accepti. Nimic, asta e, accepti și atât. Și mergi mai departe. Aici, e de lucru. Da, da. E de lucru. L-a acceptat. De-aia am ales sportul. Da. De-aia am ales sportul. Că acolo chiar n-ai ce să faci. Da. În viața de zi cu zi te gândești, ba da, poate putem să mai fac aia, poate. Ai făcut. A venit aia, a venit vreme de alea acasă. S-a dus. Exact, aia e, s-a dus. Iar în tenis ei gândesc în felul următor. Oricât de bine ai jucat, sau oricât de prost ai jucat, nu mai poți să schimbi nimic din punctele din urmă. Trebuie să te uiți la ce urmează. Și, bine, nu te gândi că le e ușor, nici lor. Evident. Dar când ajungi la un anumit nivel acolo, e... Ok, păi aștept cu nerăbdare. Momentul ăla. Acum tot ei o să spună că mulți dintre ei nu l-au atins niciodată. Nu l-au atins niciodată, exact. Și asta îi se pare speranța. Dorința, speranța. Da. Ce să zic, îți mulțumesc mult. Eu mulțumesc foarte mult. Eu te-am zis și la început, da, te aștept oricând la IKF, mă rog, fără carnețel, cu carnețel, nu are nicio importanță, cu gentuță, așa fără gentuță. Tot noi am spus oamenilor ce e în gentuță și nu le spunem. Nu le spunem. Bine, mulțumesc frumos, a fost mulțumim tare. Eva în această duminică cu voi. Mulțumim, Eva. V-am pupat.